Povești dulci de la domnița. Bubu și secretul din peștera izvoarelor, de Cătălin Josan. Într-o poiană plină de flori de câmp și iarbă deasă, că nici pământul nu se vedea de atâta verdeață, trăiau gâzele. Care de care mai colorate, cu picioare mai lungi sau mai scurte, cu antene mari sau mici, râme, furnici, cărăbuși, miriapode și alte gângănii, care trăiau în liniște și pace. Dar mai era o gâză din acelea mici și frumoase, pe care atunci când ți se urcă pe palmă, caută vârful degetelor pentru a-și lua zborul. Roșii cu buline negre, familia buburuzelor, care trăia într-o rămășiță de buturugă a unui vechi stejar ce mai amintea de pădurea care străjuia de mult, tare de mult, acest colțișor de rai. Cel mai curios aventurier al buburuzenilor era Bubu. Nu exista zi în care acesta să nu pună câte cel puțin 149 de întrebări și nu se liniștea până când nu afla răspunsuri pentru fiecare din ele. Iată că într-o zi de marți, pentru că mereu cele trei ceasuri rele sunt pregătite să vină cu câte o pacoste, râulețul, ce șerpuia voinic prin poiană, a secat pe neașteptate. Fără apa râului, nici verdele nu mai era atât de verde, nici florile nu mai erau atât de colorate, iar cele mai mult îngrijorate erau gâzele, pentru că fără apă nu aveau cu ce să-și potolească setea. După o zi lungă de muncă, și nici albinele hărnicuțele, nici furnicele muncitoarele, dar nici celelalte gângănii din poiană. Și s-au adunat la sfat mai mari poienii pentru a da de capătul acestei năpaste și au trimis pe cei mai viteji dintre ei. Dar se pare că cine intră în peștera izvoarelor, acolo de unde începea râulețul, nu se mai întorcea. Și atunci, cu fiecare zi ce trecea, speranța gâzelor din poiana cu flori în 1000 de culori se stingea. Bubu, fiind cel mai curios dintre toți, nu avea stâmpăr până nu s-a propus și el să afle ce s-a întâmplat cu apa din râuleț și cum poate să ajute. Însă toți îi spuneau că e prea mic și că aceste lucruri sunt mult peste puterile lui. Cu toate astea, micul aventurier nu se pierdu cu firea. Trebuie să găsesc pe cineva la fel de curios ca mine. Cineva care să-și pună măcar 100 de întrebări pe zi și să le găsească și răspunsul. Oare cine ar fi acesta? Gata, știu! Nenea Mornăilă Cărăbușul, care este și un mare inventator. Cu siguranță, el ar ști cum să readucă apa în albia râulețului. Doar că e cam morocănos, dar las că-l conving eu cumva. Bâzâi Bubu de sub antene în drum spre vârful unui fir de iarbă de pe care era gata să decoleze. Își desfăcu aripile larg de sub carapacea roșie și plină de buline negre. Bu, 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 avea de zburat vreo 10 minute până la Mornăilă, ceea ce părea o veșnicie pentru o mică buburuză. Dar chiar și așa, gândul la rezolvarea misterului nu-l lăsa să obosească nici pentru o secundă. Și după ce a zburat peste toată poiana, acesta zări porțile laboratorului lui Mornăilă Cărăbușul, acoperită cu frunze și ramuri de care vrei, lipită cu lut și pământ, toate adunate de pe cine știe unde. Mornăilă se retrase de mult din mijlocul poienii pentru a-și meșteri în liniște și pace invențiile care mai de care mai de ochete. Bubule, tu ești? Se auzi o bolboroseală de sub o claie de papură uscat. Eu sunt Nene Mornăilă. Am venit să văd ce mai faci, că de când nu ne-am mai văzut, am și uitat cum arăți.
Ia lasă vrăjala, că-mi dau eu seama când spui câte o minciunică. Zi-mi, ce te aduce pe la mine? Ai dreptate, nene Mârnăilă. Am venit cu treabă, că doar matale ai putea să ajuți Poiana să treacă de năpasta ce ne-a lovit. Care va să zică, au nevoie de ajutorul meu, nătărăi. Și când le spuneam că o să vină ziua când fără mine nu o să se miște nicio muscă în Poiană, râdeau de invențiile mele și mă arătau cu degetul. Bănuiesc că toată învălmășala asta e din cauza râulețului. Eu mă descurc și fără, că mi-am săpat o fântână cu bormașina Titirez 200 perfectată și patentată de iscusința și nemărginita imaginație și dedicație persoanei din fața ta. Așa că am apă când vreau și cât vreau. Dar oricum nu cred că ajunge pentru o Poiană întreagă. Eu am fost mereu fanul tău și dacă nu erau toate curiozitățile pe care trebuia să le descoper în fiecare zi, mă făceam elevul matale. Crezi că ai putea să inventezi ceva pentru ca râulețul să curgă iarăși în Poiană? Nu există întrebare la care să nu aflu răspunsul și nici invenție care să nu-mi treacă prin cap atunci când trebuie rezolvat o problemă. Ai cam venit la țanc, ți-aș spune, bubule, pentru că tocmai finalizam unul din cele mai grandioase proiecte ale mele, submarinul Bulbucatul N-850. Abia aștept să-l văd în acțiune. Sunt sigur că ne poate ajuta cu ceva, dar am și eu o curiozitate. Cum să folosim submarinul fără apă, nene Mârnăilă? Ei, băiete, aici intră în acțiune mintea celei mai strălucite gâze de știință. Toți cred că problema se rezolvă intrând în peștera izvoarelor dinspre marginea Poienii. Dar intuiția îmi spune că adevărul e undeva în cealaltă parte, acolo de unde curge izvorul. De aceea vom porni cu submarinul de pe lacul cu stufăriș în căutarea intrării spre adâncul peșterii izvoarelor, iar acolo vom vedea ce s-a întâmplat cu apa din râuleț. Să mergem atunci, nene Mârnăilă! Nu avem timp de pierdut! Soarta întregii Poieni e în mâinile noastre! Spuse mândru Bubu, de parcă ar fi rezolvat deja situația, dar avea încredere că sunt pe drumul cel bun și că în curând va reuși împreună cu Mârnăilă Cărăbușul să salveze Poiana. Mârnăilă și-a luat casca și instrumentele fără de care nu făcea niciun pas și în câteva momente și-au luat zborul spre lacul cu stufăriș. Acolo stătea dosit într-un hangar imens făcut doar din stuf și papură, dita mai submarinul. Acesta era de fapt o amforă veche de lut cu capac, găsită de Mârnăilă după o expediție prin pădurea de pini bătrâni, când încă lucra la modelul bormașină Titirez 100. Și a transformat un submarin cu care cutreiera lacul în lung și în lat în căutarea comorilor ascunse. Era tixit cu tot felul de sisteme de scufundare și propulsie din arsenalul de chițibușuri adunate de Mârnăină lângă satul din marginea lacului cu stufăriș. Bubule, aici în submarin doar eu știu cum funcționează toate mecanismele, așa că fără comanda mea nu te atinge de nimic, că nu mai ieșim la suprafață. Ne-am înțeles, băiete? Înțeles, capitane! Nimic fără comanda matale. Și totuși, butonul acesta ce face? Stai, nu te mișca! Acesta pornește o torpilă nămolită cu CO2. Dacă o lansez, s-a zis cu hangarul ăsta. Bubu a făcut doi pași buburuzești, adică exact 8 mișcări din cele 4 piciorușe, și așteptă cu minte pe o coajă de alun în formă de scaun. După ce Mârnăilă închise ermetic capacul amforei și o lipi cu nămol,
Acesta, atras de câteva manivele, roti un nasture ca de volan și apăsă pe un buton. Submarinul scoase un sunet de vâjit al motoarelor și porni să plutească pe apa lacului. Scufundarea, Bubule! Pune-ți centura de siguranță, că s-ar putea să dăm de curenți puternici de apă la 2 metri adâncime. Regula cea mai importantă, siguranța este mereu pe primul loc. S-a făcut, capitane Mornăilă! În câteva momente, amfora a început scufundarea. Mornăilă își puse niște căști pe urechi pentru a auzi harta subacvatică și se îndreptă spre direcția peșterii izvoarelor. La un moment dat, tot submarinul a început să se clatine și să vibreze puternic. Ce e asta? Să apăs ceva? Poate să țin de ghidonul ăsta? Stai pe pace, Bubule, și nu scoate centura, pentru că intrăm în tunelul ce ne va duce direct spre peștera izvoarelor, așa că vom avea ceva turbulențe până ajungem, dar nu durează mult. Ei, aproape am ajuns, iar cu mine ești în siguranță. Avea dreptate, Mornăilă, pentru că în câteva momente vibrația se liniști, iar cărăbușul auzi prin căști că ar fi în peșteră deja, așa că putea să se ridice la suprafață. Aprinse o bucățică de papură legată de un bețișor cu aprinzătorul făclia scântietoare, una din primele invenții ale lui Mornăilă, și îndată se ilumină toată peștera. O peșteră nu prea mare, dar care avea 3 tuneluri, prin care apa curgea mai departe spre celelalte râulețe. Acesta observă că tunelul ce duce apa spre poiana cu flori în 1000 de culori era înfundată și toată apa se revarsă în celelalte 2 râuri. Atunci îl chemă pe Bubu. Uite, Bubule, vezi că apa nu curge pentru că ceva a blocat tunelul? Se pare că va trebui să folosim torpila înnămolită cu CO2 pentru a desfunda intrarea. Gata, știu ce am de făcut, butonul pe care voiam să-l apăs. Ai dreptate, dar va trebui să îndreptăm ușor submarinul cu vârful spre tunelul blocat și să ne punem căștile de protecție. Cum spuneam, siguranța este pe primul loc. Intrară apoi în submarin, închiseră ermetic capacul și după o mică întoarcere de nasture, îi făcu semn lui Bubu, care avea deja centura cu plată, să apese pe buton. Zbang! Dintr-o dată submarinul început să se cutremure și să se clatine în toate părțile. Iar peste încă 30 de secunde, zgomotul se liniști. Mornăilă a deschis capacul submarinului, iar când au ieșit, lui Bubu nu-i venea să creadă. Erau exact în mijlocul poienii, la malul râulețului, care acum forfotea de atâta apă. Iar alături plutea ceva transparent și lung, iar în interior parcă se vedea ceva mișcându-se. Așa și mi-am imaginat, a exclamat brusc Mornăilă. Era vorba de o sticlă de plastic care a blocat intrarea tunelului. Se pare că în interior au rămas prinși în capcană voinicii, poienii, și n-au mai putut ieși. Dar bine că sunt teferi, așa că hai să coborâm și să-i ajutăm să iasă. Și uite așa, după 7 zile și 6 nopți, timp în care întreaga poiană sărbătorea isprava celor 2 aventurieri, sticla de plastic a fost dusă de aproape 10.000 de furnici până la marginea satului și aruncată la urna specială de gunoi pentru materiale reciclabile. Oricât de multe obstacole am avea și oricât ni s-ar spune că nu ne putem realiza visele, mereu vom găsi pe cineva ca Mornăilă, cărăbușul inventator, care ne va ajuta
și ne va încuraja să credem în forțele proprii. Pentru că dacă tu crezi cu adevărat și le urmezi, visele devin realitate. Cât despre sticla de plastic, sper că ați înțeles cât de mult poate afecta o întreagă poiană cu sute de mii de gâze, plante și alte viețuitoare, dacă nu este aruncată corect la urna specială de gunoi pentru materiale reciclabile. Fii ca Bubu, curios și curajos! Descoperă mereu noi aventuri și ai grijă de mediul în care trăiești.